Zeci de angajați ai penitenciarului de la Poarta Albă au refuzat să mai intre la muncă în această dimineață. Au venit la serviciu, însă au rămas în fața unității de detenție. Peste 300 de polițiști au semnat dezacordul pentru muncă suplimentară. Miercuri 31 mai 2023, polițiștii din penitenciare vor refuza să intre la programul de lucru timp de 2 până la 4 ore, deoarece s-au săturat să mai fie bătaia de joc a lui Marcel Ciolacu și a lui Nicolae Ciucă. Protejarea pensiilor militare, vehement trâmbițate în spațiul public de către cei doi politicieni, s-a dovedit a fi o mare minciună și o înșelătorie de proporții. Se arată într-un comunicat al Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor. Inițial ne-am gândit la 4 ore ca formă de protest, pentru că ne gândim la colegii care se află în serviciu încă de aseară, deja au 14 ore de muncă. Polițiștii din penitenciare au mai multe revendicări. Printre acestea se numără acordarea salariilor prevăzute în lege, aplicarea legii pensiilor militare fără modificări și actualizarea și indexarea pensiilor militare. Situația materială a fiecăruia. La un salariu de debutant de 3.800 de lei este foarte mic pentru actualele condiții. Solicităm norma de hrană să fie plătită la valoarea fără plafonări. Solicităm norma de echipare să fie plătită la valoarea fără plafonări. Solicităm aplicarea legii. Avem legea 153 din 2017 a salarizării unice care se aplică cu sincope. Legea salarizării nu este aplicată. Deci că suntem, cred că, singurul stat care suntem plătiți pe plafonări. Salariul este calculat în continuare la 2009. Da? Deci suntem 14 ani mai târziu și în continuare lucrăm cu plafonări pe 2009. Ca idee, avem pe 2009 salariul de 573 de lei, salariul de bază la care se aplică sporuri, la fel și ele plafonate pe 2009. Principalul motiv le reprezintă condițiile de muncă, salarizarea precară. Nu este aplicată legea salarizării așa cum ar trebui să fie aplicată. Angajații spun că muncesc ore în plus, care sunt plătite, însă nu cum trebuie. De pildă, unii lucrează chiar și 30 de ore suplimentar și doar dacă există personal primesc libere. Dar și aici există o problemă. Nu există suficienți angajați. De aceea cer ca cei de la guvernare să deblocheze posturile vacante. Vă dau un exemplu. Un angajat cam face munca la 3 persoane. Suntem nevoiți să astfel se acumulează și ore suplimentare. S-a făcut o formă de protest din cauza orelor suplimentare care se fac în fiecare lună. În jur de 20-30, depinde de lună. Excedentul de ore suplimentare. Anual se depășesc per sistem 1.000.000 de ore suplimentare. Noi ne uităm la ce muncă se desfășoară în cadrul unui penitenciar, la greutățile pe care le întâmpinăm, la lipsa de personal. Mai recent au fost blocate și posturile, deci nu mai pot fi scoase la concurs. În prezent, peste 12.500 de posturi sunt ocupate, însă ar fi nevoie de cel puțin 20.000. O altă problemă pe care o au polițiștii sunt și condițiile în care lucrează. Condițiile de muncă sunt foarte grele. Dacă peste tot lumea plânge condițiile în care stau deținuții, haideți să ne gândim că un deținut stă 2-3 ani în sistem, un angajat 25-30 de ani lucrând în aceleași condiții. Condițiile sunt similare, da, indiferent că este deținut sau angajat. Sindicaliștii susțin că acest protest este primul avertisment, iar luna viitoare s-ar putea să blocheze pentru o săptămână activitatea.